zeci de lucrări de foarte bună calitate, de la Prahov, de la Ploiești, de la Pitești, de la Câmpul Lung, de la Curtea de Argeș, de la Sinaia, de la Câmpina, de peste tot. Sperăm din tot sufletul, îl avem alături de noi și pe domnul președinte de la filiala Muntenia Vest, care include județele Dâmbovița, Giurgiu și Ilfov, domnul Emil Stănescu. Sperăm la anul să-i cooptăm și pe dumnealor, o să muncim intens în sensul ăsta, astfel încât să facem o anuală a tuturor județelor care au reședințe domnești, Câmpul Lung, Curtea de Argeș, Sinaia și Târgoviște. Este așa, avem loc și avem gaze primitoare pentru asta. Apoi, să vă spun foarte pe scurt, avem o secțiune, în primul rând avem doi arhitecți pe care i-am premiat pentru întreaga activitate și pe care o să invităm mai târziu să vorbească. Avem o secțiune, expoziția mai are o secțiune de artar, arhitecți cu preocupări artistice. Avem invitați de la Liceul de Artă, clasele a 9-a, 12-a, Liceul Dinu Lipati și Liceul Carmen Silva din Ploiești. Și pe urmă avem expoziția de arhitectură care este alcătuită din 6 secțiuni. Locuințe, interioare, diplome, lucrări nerealizate, restaurări și diverse alte clădiri. Am avut un juriu de o calitate excepțională. Președintele juriului a fost Dorin Ștefan, a fost pentru ziua de astăzi Dorin Ștefan, secundat de niște arhitecți extraordinari, doamna Iulia Stanciu, domnul Marius Miclăuș de la Timișoara, domnul Emil Ivănescu de la București, doamna Mina Sava, tot de la București, care ne ajută și cu alte programe cu copii la Muzeul Satului la Golești. Și acest juriu o să-l invit acum, de fapt, să vă spun înțelegerea dintre filiala Argeș și filiala Prahova. Înțelegerea este în felul următor. La noi anunțăm 3 secțiuni. Anunțăm proiectele nerealizate, anunțăm proiectele diverse și proiectele de restaurare. Peste o săptămână, la Prahova, colegii anunță locuințele, interioarele și diplomele. În plus, colegul de la Prahova astăzi o să anunțe un premiu special pentru filiala Argeș. Ce lucrare a considerat dumnealui că merită cumva evidențiată dintre lucrările depuse de arhitecții de la filiala Argeș. Așa, bun, haideți să o luăm pe rând. Le dau cuvântul colegilor noștri care ne-au judecat astăzi. Cu cine să încep? Cu doamna Iulia Stanciu, dumneavoastră, vă rog. Da, mulțumesc foarte mult. Cred că eu nu știu foarte multe lucruri care se întâmplă în această filială, dar cu mâna pe inimă vă spun că n-am văzut președinte așa emoționat la o anuală până acum. Deci, să înțelegeți prin asta că așa a fost de azi dimineață de când am ajuns aici, este cu ceva trup și suflet. Așa că să vă bucurați de asta. Cred că trebuie să vă bucurați și noi am fost impresionați că sunt foarte mulți colegi din Prahova veniți și mă bucur că președintele filialei Prahova mi-a fost student, a lucrat cu mine. Și iată că reușește să entuziasmeze o filială care până acum înțeleg că n-a avut anuală de arhitectură, deci n-a avut eveniment. Așa că pentru noi a fost o bucurie să vă găsim aici împreună și vă sper că să vă iasă anul următor așa cu 3 filiale. În fine, aș spune așa că față de criteriile de juriere pe care le-am primit atunci când am venit aici, pe care vi le spun așa foarte pe scurt, deci primul este titlu general, onestitate în arhitectură, e un titlu greu și cu responsabilitate așa, pe care ar trebui să o avem în fiecare zi de lucru în profesie. Am avut firește să ne uităm la criteriile de funcționalitate, la criteriile de integrare tehnologică și am mai adăugat un criteriu la care ne-am bâlbâit destul de mult până să-i găsim un nume și probabil că, nu știu dacă l-am găsit cel mai bine, dar ar fi, în linii mari, calitatea arhitecturii propriu-zise. Pentru că pot lucrurile să fie funcționale, să fie oneste, să respecte o tehnologie și încă să nu vorbim chiar de arhitectură, de gestul de arhitectură. În fine,
Deci o să fie suspansul lung. Mie îmi place să țin cuvântul ăsta, așa că știu că sunt mulți care stau cu inima strânsă. Dar am hotărât între noi că primele nominalizări o să fie cele de la categoria de lucrări diverse pe care le prezintă Marius, după care ne dăm așa microfonul să vorbești și tu la fel de mult, să stea cu inima strânsă toți. Și după aceea revin și eu. Mulțumesc mult! Mulțumesc mult pentru invitație. Mă bucur întotdeauna întâlnirea cu colegii mei arhitecți din oricare din filiale și vă felicit pentru faptul că faceți ceva. Dar mai mult decât atâta, vă felicit pentru faptul că ați reușit să vă uniți. Și asta mi se pare extraordinar, pentru că în breazla noastră se întâmplă destul de rar. Și o să trec direct, nu o să vorbesc așa mult, mai ales că am aici un instrument mic cu care voi tăia acele numere albastre, pentru că nu știm ce se află în spate. Jurizarea s-a făcut complet fără să știm dacă lucrarea aparține unei filiale sau alte filiale, a unui arhitect sau unei arhitecte sau unei echipe. Așa că voi începe cu alte tipuri de clădiri. Această secțiune are 7 proiecte, din ce mi-aduc aminte, acolo în colț, care nu și-au găsit locul în alte secțiuni. Prin urmare, uitându-ne cu atenție și discutând pe subiectul acestor lucrări, deci la alte tipuri de clădiri, am convenit să nominalizăm 2 proiecte și o să merg chiar acum acolo să vă spun care sunt cele 2. Duc cu microfonul dacă nu face. Deci cele 2 lucrări sunt Biserica Studenților din Alexandria și Hotel Sub Carpați. Au fost cumva, am găsit o relație interesantă în context, pentru simplu motiv că aici e vorba de o transformare unei case existente, absolut banale, într-o lucrare care conține oricum mult mai multă arhitectură decât a avut-o cea dinainte. Iar la această lucrare am observat o sensibilitate deosebită, faptul că se lucrează cu materiale naturale și cu tehnologii vechi, adică susține cumva tehnologiile populare, să spunem, acest craft de care ne tot lovim. Așa că cele 2 lucrări sunt nominalizate. Așa. Deci să vă citesc despre cine e vorba. Oana Coarfă, Radu Tudor, Răzvan Florian, sunt student arhitect. Și aici e vorba despre Cosmin Pavel și Cristina Constantin, de la Abrupt Arhitectura. Pentru că a fost mai atentă la detalii, încadrarea onestă într-un context cultural tradițional, prin folosirea unor materiale locale, prin scara obiectului și, încă o dată, o onestitate dusă la extrem, premiul se acordă lucrării Biserica Studenților din Alexandria. O să mergem acum acolo la restaurare. Iulia o să ne spună mai multe despre această secțiune, care a fost foarte controversată. Da.
și către cameră. Acum, controversat e poate mult spus, dar așa prin natura lucrurilor au parcurs toate secțiunile până la aceasta. Asta a fost ordinea și asta a fost secțiunea la care am stat să dezbatem cel mai mult. Întâi și întâi luăm în considerare cupola asta, titlul sub care stă această anuală, aceea de onestitate. Și apoi considerând criteriile de restaurare. Și aici s-a produce și o excepție, prin excepție față de celelalte secțiuni, juriul a păstrat în evaluare strict lucrările care au răspuns încadrării specifice de restaurare cu criteriile corespunzătoare în respect pentru valoarea de clasare. Știți foarte bine ce înseamnă o clasare a unei case de patrimoniu și cum anume se intervine asupra ei. Au fost descalificate intervențiile agresive, abuzive și fără evidențiere a substanței istorice a obiectului de patrimoniu. Sunt două lucrări, aceasta, restaurarea și punerea în valoare a Bisericii Albe și a termelor romane și restaurarea și punerea în valoare a ansamblului mănăstirii Târgșorul Vechi. Prin comparație, apreciind demersul de restituție, unde a fost cazul conform cu complexitatea lucrării, precum și o restaurare migăloasă pentru recuperarea unor monumente absolut excepționale, juriul a decis acordarea a două premii, deci nu mai vorbim de nominalizări, ci două premii pe care le-am dat cu toată convingerea, acestor două lucrări. Prima, restaurare și punere în valoare a Biserica Ansamblului Medieval al fostei mănăstiri apostolache, o lucrare extrem de dificilă. Este o lucrare care reconstituie o formă originală a bisericii inițiale, trecută prin o serie întreagă de intervenții. Citesc deja, că nu mai e nominalizare, arhitect Călin Hoinărescu, colaborator arhitect Elena Costache. Și a doua, consolidare, restaurare și remodelare funcțională casa cu blazoane. Felicitări întregului colectiv care a lucrat la aceste două lucrări. E vorba de arhitecți, e vorba de urmărirea lucrărilor, de constructori, de restauratori. Uitați-vă cu atenție forma în care a preluat această lucrare și cum a ajuns ea astăzi. Arhitect Călin Hoinărescu, Daniel Hoinărescu. Felicitări! Adică acest premiu ex-eco merge la aceeași echipă. Foarte frumos. Mai am încă o secțiune. Aveți răbdare că mă emoționez și eu altfel. Deci mai avem o secțiune, proiecte nerealizate, înțeleg? Proiectele nerealizate sunt cele mai multe, de fapt. Sunt cele din spatele dumneavoastră. Aici am avut din nou un set de discuții referitor la care din aceste proiecte, desertar să le spunem, reușește să aducă mai mult decât celelalte această temă, această onestitate în arhitectură. Am convenit, după multe discuții, să oferim două nominalizări din patru lucrări mult discutate. Am reușit să aducem în atenția dumneavoastră două nominalizări. Una este Casa ABA, adică acest A 19507, și a doua nominalizare 19509, conversie și densificare locuințe colective. Chiar dacă este lucrare în Germania, poate că această simplitate de care noi avem nevoie în societate a determinat juriul să aleagă din toate celelalte lucrări, așa că imediat o să vă spun cine este în spate. Arhitect Pavel Albu, peisagist Evelin Albu, Albu Birou de Arhitectură.
și conversie și densificare locuințe colective realizate de Alexandru Solomonesc, Cristina Solomonesc, Alexandru Cristian, Bianca Nicolae și Roxandra Grigoraș. Cel mai emoționat dintre noi, te rog să preiei microfonul. Mulțumim foarte mult juriului, dar mai avem un premiu de anunțat. Îi dau cuvântul colegului de la Prahova, președintele filialei, Alexandru Bondea. Da, nu înainte să spun cu toată sinceritatea unde este Sorina. Sorina a plecat. Trebuie să-i mulțumim și Sorinei, delegata filialei Prahova, care aseară s-a zbătut și a montat expoziția alături de noi și s-a zbătut și a organizat și a fost alături de noi pas cu pas. Și în comunicarea cu filiala, și în comunicarea cu noi, și cu naționalul, și așa mai departe. Acum, Alex, te rog, anunță și premiul de la Prahova. Mulțumesc! Mulțumesc în primul rând ție și filialei și gazdelor noastre de aici, din Pitești, pentru evenimentul ăsta extraordinar. Așa cum au vorbit și colegii arhitecți din juriu, e un moment foarte, la fel de emoționant pentru noi, pentru că filiala Prahova nu a avut o singură anuală, de fapt, o multianuală, un astfel de concurs realizat în 2012. A venit și Sorina, ea este trupul și sufletul echipei noastre. Felicitări, Sorina! Mulțumim! Și mulțumirile sunt colective tuturor, mai ales colegilor care au reușit să vină cu lucrări foarte bune. Le văd și eu acum pentru prima oară, nefăcând parte din organizare, nu aveam dreptul să le văd. Contactul cu ele a fost extraordinar. M-am simțit bucuros pentru toate panourile și din Argeș și din Prahova. Acum îmi revine ocazia să dau un premiu unui proiect din filiala Argeș, proiect pe care l-am dezbătut, pot să spun, alături de juriu și care cred că, deși această secțiune proiecte de sertar n-a primit un premiu, e bine, m-am hotărât să îl ofer eu unui proiect care, din punctul meu de vedere, acordă atenție acestui titlu al anualei de onestitate în arhitectură. Dacă o să îmi permiteți, o să vă împrumut forfecuța ca să deschid. Ok. Este vorba de proiectul locuință individuală care tratează o locuință, o reinterpretare a unei locuințe tradiționale. După titlul pe care îl văd aici, Dumbrava Vlăsiei, cred că a fost și într-un concurs de arhitectură care nu face decât să fie foarte benefic în profesia noastră. Îl susțin și o să încerc să îl implementez oricât de mult când voi putea să îl promovez. Este vorba de arhitect Ștefan A. Farmazon, în colaborare cu Outbox Studio. O locuință foarte, foarte frumoasă. Mulțumesc încă o dată gazdelor și Alex, dacă vrei să spui un cuvânt de încheiere înainte să dai pentru Opera Omnia. Da, acum o să presupun că o să trecem în fața panourilor de Opera Omnia și o să-i dau cuvântul domnului arhitect Mahu Adrian, să fac o scurtă introducere. Avem două premii Opera Omnia, câte unul pentru fiecare filială. Filiala Prahova este invitata noastră, noi suntem gazdele, așa că le vom acorda prioritate și domnul Mahu o să prezinte activitatea domnului arhitect Severnițu și pe urmă o să-l invităm și pe domnul Severnițu să spună câteva. Proiectul care m-a impresionat cel mai mult în anii 80 a fost galeriile comerciale de la Ploiești. Printr-o
anumită conjunctură am ajuns să-l cunosc mai bine pe domnul Severnițu. Am fost într-o excursie la o bienală de arhitectură în Bulgaria și atunci am putut să aflu mai multe despre lucrările dânsului. Ulterior am ajuns la Ploiești, am văzut galeriile comerciale, lucrare care a luat premiul Uniunii Arhitecților în anul 1983. 87, da, lucrarea a fost făcută între 83-87, da? Era, de fapt, o lucrare care a impresionat foarte mult pentru că aducea un suflu nou. Închipuiți-vă că în această galerie se găsesc o mulțime de magazine, toate sub o cupolă și fiecare detaliu, de fapt, preia elementele acestea care se găsesc la balustradă, la cupolă, la corpurile de iluminat. Este o adevărată simfonie, mă rog, legată foarte bine, o compoziție în care se simte unitatea de stil, în mod deosebit. Domnul arhitect Severnițu este și autorul clădirii sediului prefecturii, nu? Sau primărie, mai mult. Da. Și multe, multe alte, multe alte lucrări. În anul 2018 a luat premiul Opera Omnia la București, la anuala de arhitectură. Deci este o personalitate a arhitecturii noastre și mă bucur că suntem prieteni. Mulțumesc, domnule arhitect, pentru prezentare și eu mulțumesc colectivului de arhitecți care m-a invitat la această expoziție și plec foarte bucuros de aici. În primul rând că am luat contact de mai mulți ani cu... am văzut un oraș curat, frumos, oameni și copii. M-au impresionat grupul acesta de copii cu care am făcut și fotografie, că sunt dornici să vadă lucrurile de artă. Pentru că arhitectura este arta artelor, așa spun arhitecții mari. Este arta artelor. Eu, anul acesta, am închis firma după 60 de ani de arhitectură. Am lucrat jumătate an la stat, jumătate an ca particular și am făcut foarte multe lucrări, sute de lucrări, de la cele mai mici până la cele mai mari și mai, să zicem, mai, nu știu eu, greu de terminat, ca să poți să fii mulțumit ca arhitect. Am primit premiul Uniunii Arhitecților, am de la Academie premiul de la Academie pentru ce am făcut pentru, știu eu, pentru arhitectura Ploieștiului. Am făcut pe toată Valea Prahovei, de la hoteluri, de la bănci, de la magazine, de la case. Un arhitect trebuie să știe de toate. Am terminat facultatea cu 60 de ani în urmă, în 59, ca arhitect și peisagist și de decorații interioare și de urbanism, arhitectură complexă. Consider că arhitectul trebuie să știe de toate. Nu poate să facă o casă fără să lege de pământ, nu ca față de interior, de existent și mai departe. În continuare o să prezint pe colegul meu, domnul arhitect Popescu, Ion B. Popescu, mulți ani șeful meu de atelier aici la Institutul de Proiectări, a fost mai mulți ani și arhitectul șef al orașului, are la începuturile meseriei și dintre lucrările remarcabile ale acestui coleg, pot să amintesc, în primul rând, Hotelul Posada, o să le vedeți aici, Hotelul Posada, Spitalul de la Curtea de Argeș, deci sunt lucrări foarte complexe. Un spital, după părerea mea, este cel mai greu proiect de arhitectură, cel mai greu, din toate punctele, sunt multe fluxuri de rezolvat. Am mai realizat și, după 90, clădirea Farmului Pitești, la intrarea spre autostradă, dar ce îmi place foarte mult și deseori trec cu mare plăcere este Expo Park. Expo Park pe care l-a făcut împreună cu domnul arhitect Pacea.
Asta tot așa, la început, când erai arhitect la primărie, probabil. Da. E, mai sunt și alte blocuri, mă rog, în zona centrală. Și tot așa a lucrat la complexul Fortuna, împreună cu arhitectul Popescu de Ion, cu arhitectul Perceac, nu? Da. Pentru care a luat premiul Uniunii Arhitecților. Nu știu în ce an, între 1973. Deci și-a pus amprenta asupra orașului. Ceea ce este probabil mai puțin plăcut este faptul că cei mai mulți habar nu au de numele arhitecților care au lucrat. Ce trebuie să spunem? Că acești arhitecți care au lucrat înaintea generațiilor acestea au făcut profesia cu multă onestitate, în condițiile care erau atunci. Eram într-un institut de proiectări, aveam o anumită legislație, anumite coordonate pe linie politică, în sfârșit, și noi încercam totuși să supraviețuim și să găsim așa în proporții, deci în ceea ce vreau să încercam să facem, prin proporții, prin anumite elemente, detalii, să arătăm o parte din frumosul care trebuie să fie în sufletul omului. Deci, acum, dacă vreți să spuneți și noi... Da. Eu, ce să vă spun, sunt onorat pentru nominalizarea care ți-a făcut în județul Argeș și mulțumesc jurului, conducerii UAR-ului Pitești, conducerii UAR-ului București pentru nominalizare și, în același timp, pentru colaborarea cu colegii mei arhitecți, că înainte eram niște ateliere pe colective de lucru cu specialitățile respective, rezistență și instalații. Eu aș vrea să mulțumesc acum colaboratorilor pe linie de arhitectură, rezistență și instalații. Multe lucruri s-au spus. Pe mine m-a impresionat grija față de generația tânără. I-am văzut aici cu talentul fiecăruia dintre cei participanți. Cam atât. Da, mulțumesc. Noi mai avem niște trofee de dat și niște cărți de dat. Le vom împărți câștigătorilor, dar presupun la Ploiești, da.